Veste șoc pentru români. O zi ne mai desparte de momentul în care vom fi obligați să deținem două polițe de asigurare, una obligatorie și alta facultativă, dacă dorim să ne protejăm casele pentru sume și riscuri suplimentare celor prevăzute de asigurarea obligatorie. Asigurările obligatorii acoperă doar pagubele produse de cutremure, inundații și alunecări de teren, numai în limita a 10.000 sau 20.000 de euro, în funcție de materialul de construcție al locuinței. Până acum, asigurații care încheiau o poliță facultativă care acoperea cele trei riscuri nu aveau obligații.